Ce este febra? Ce este temperatura ridicată și ce provoacă ridicarea temperaturii corporale la copii? Febra nu este o boală, ea este un semn, este un simptom care ne vorbește că ceva nu e în regulă. Limita de jos a normei este 35,4 și limita maximală 37,4. În cazul în care temperatura se ridică cu un grad sau 2 grade Celsius mai sus de temperatura normală a omului, deja putem spune că el are febră. Cum o măsurăm corect? Cu ce tip de termometru? Pentru că sunt voci care spun că cel cu mercur, deși este vechi, o metodă mai învechită, este o metodă mai exactă. Iar cel electronic, nu ar fi, indicatorii nu ar fi cei mai preciși. Toate ne vorbesc despre stare de temperatura organismului uman. Termometru care va fi amplasat intrarectal, noi trebuie să scădem un grad, respectiv cel care este amplasat în cavitatea bucală, la fel o să ne arăte cu 0,5-0,6 gradații mai mult. Cât timp se ține termometrul? Cât timp se măsoară? Cele electronice au semnal sonor, îl mai ținem după ce semnalul sonor? Nu este necesar, aveți aici dreptate, cel auricular și din sublingval, la fel ne dă informații foarte rapide, cel care este cu mercur în zona axilară trebuie ținut 5, 7, uneori chiar și 10 minute. Care sunt indicii care trebuie să alarmeze părinții? Atunci când febra este soldată cu anumite simptome, ca iriscitabilitate, somnolență, frisoane, dureri de cap, dureri de gât, tuse, gât înțepenit, dureri musculare, dureri articulare, atunci când copilul are lipsa poftei de mâncare, când apare cianoza unghiilor, adică albăstreala unghiilor sau când în împrejurul guriței apare la fel această albăstreală, când este un plâns continuu, atunci când este diaree, deshidratare, vomă. Până la indicatorii de 38 de grade, părinții trebuie să-i dea copilului medicamente? În cazul în care copilul are febră, dar el este adecvat, are o stare de sănătate satisfăcătoare, el zâmbește, el mănâncă, el râde, el se joacă, atunci nu este motiv de îngrijorare, deoarece ar putea să fie și o temperatură de 37,6-37,8 și asta poate să fie legată cu un proces de creștere. În cazul în care temperatura se ridică mai sus de 38,5, clar că atunci se recurg deja la metode medicamentoase. Ar fi necesar ca să se introducă paracetamolul, ibuprofenul sau metamizolul, dar sunt și metode tradiționale. Copilul este înfășurat într-un prosop sau într-un cerșaf cu apa răcorită la temperatura camerei, șosetele umide. În cazul acesta, la fel, ați putea să încălzați acel bebeluș sau acel copil mic în aceste șosete, dar iarăși la temperatura camerei și nu cu apă rece. Este obligatorie hidratarea, se oferă cât mai multă apă, sucuri, supe. Nici într-un caz nu se folosesc metode de genul scăldatul în apă rece, deoarece ar putea să dea complicații mult mai mari. Nu se folosește aspirină, în special copiilor sub vârste de 16 ani și la fel nu este de dorit ca să se folosească metodele acestea mai băbești, cum le spunem, cu oțet sau cu spirit medicinal. Se absorbe foarte rapid în piele și cu toții cunoaștem că alcoolul metilic este foarte toxic și foarte rapid se răspândește în organism și respectiv ar putea să ducă la deces. Medicamentos vorbind, cum scădem febra? Administrăm același preparat timp de 2-3 zile cât copilul are febră? În cazul în care copilul reacționează bine și s-a administrat pentru început paracetamol și dacă febra a scăzut și după o perioadă de timp peste 4 sau 6 ore iarăși s-a ridicat, la fel se necesită ca să folosiți același paracetamol, deoarece el și-a arătat deja acțiunea lui și efectul lui benefic. Dacă este utilizat în doze corecte, mai mult de a 3 oară această febră nu o să se ridice peste limitele de sus. Febra la bebeluș în primul an de viață. E motiv de panică pentru părinți? E motiv de mare îngrijorare? Sigur. În genere, atâta timp cât copilul nu vorbește și el face febre, e de dorit ca să mergeți la medic pentru a evita oricare complicație. Acum vă rog să dezbatem sau să confirmăm câteva mituri. În momentul în care copilul are temperatura corporală ridicată, e voie să-i facem baie sau nu? În cazul în care temperatura corporală este de 39 de grade și noi încă îi mai facem baie și o ridicăm la 41, clar că copilul riscă să dezvolte criză convulsivă febrilă. În cazul în care temperatura corporală este de 36, 37, 37 și 8, clar că
băițele sunt indicate. Febra e indicator de infecție neapărat? În cazul în care el are eliminări nazale viscoase, are o tusă, are voce răgușită, clar că acest copil prezintă risc pentru un alt copil. În cazul în care el doar febră are și nu mai are nicio simptomatică, atunci am putea să vorbim de o febră trecătoare. Trebuie să înțelegem că erupția dentară, ea nici de cum nu se asociază cu tusă, cu eliminări nazale viscoase. Sunt părinți care, fie din convingeri religioase, fie din alt fel de convingeri, nu administrează absolut deloc medicamente copiilor lor și chiar atunci când copilul face febră foarte mare, nu-i va da niciun medicament. Știm sigur că corpul lui o să lupte cu această... Știm că se întâmplă în astfel de cazuri. Cu această situație ne confruntăm și nu doar numai cu febră, cu multe alte medicamente, cu transfuzii de sânge. Nu este corect față de copil. Noi trebuie să dăm la maximum, să reacționăm prompt, sigur și cât mai rapid. Ce provoacă? Halucinații, poate să provoace cazuri letale? Avem cazuri că și la 37-5 unii din copii dezvoltă crize convulsive febrile, dar deja dacă vorbim de halucinații vizuale, auditive, această confuzie ea apare deja la cifre care ne indică 40 și mai sus. Până la ce indicator poate să reziste corpul uman? De obicei, asta și este limita, 42.